Gheorghe Pecingin a declarat că salariile bugetarilor nu vor fi înghețate. Nu luăm în calcul nicio majorare de impozite de taxe, nici o scădere de salariu, cel puțin în momentul ăsta la care vorbim, nu luăm în calcul așa ceva. România se descurcă pentru că la începutul anului ministru, intuind o criză nu sanitară, ci economică, a făcut un buffer destul de mare care ne-a ajutat și am trecut cu brio peste, spre deosebire de alte țări, mult mai puternice, cu o economie mult mai puternică. De asemenea, Gheorghe Pecingin a declarat că economia României nu va fi blocată. Da, România nu va fi blocată, suntem pregătiți și așa cum vă spuneam, cum până acum 7% din PIB a fost orientat pentru ajutoarea IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii și nu numai, chiar și întreprinderile mari s-au creat două scheme de ajutor și pentru întreprinderile mari. Suntem pregătiți și în continuare să ajutăm și să infuzăm capital în piață pentru a nu bloca economia. Gheorghe Pecingină candidează pe locul 2 la Camera Deputaților din partea Partidului Național Liberal Gorj.